În secolele trecute, nu existau camere pentru asistând la un miracol. Dar deja în secolul al XX-lea, totul s-a schimbat și putem urmări un moment din trecut. Fenomene supranaturale multiplele lor fixați în întreaga lume. Vorbea Atene despre lumea intangibilă. În primul videoclip, destul de celebru 2012 cu camera CCTV aprinsă la răscruce, vedem manifestarea forțelor luminii, ca omul strălucitor teleportează aoferul către motocicleta cu câteva secunde înainte de un accident teribil. Aoferul camionului este la fel de aocat ca și persoana salvată. Încă un videoclip despre un înger care este cu mare viteză aterizează și zboară imediat. Și al treilea videoclip. Un înger a apărut în rai în China în 2018. În oraul Zhuhai cu populație 1.891.100 de oameni. În Poacarea are loc lângă statuia fetei pescarului, care și-a întins mrejele, care ține o perlă în mâini. Vizibilitatea îmbunătățită a imaginii ne va ajuta vezi pe Arhanghelul Mihail, în spatele lui este un castel mare, iar în stânga sus este un templu de aur. Dacă te uiți cu atenție poți vedea coloane de intrare realizate după asemănarea arhitecturii Greciei antice. Arhanghelul Mihail a arătat oamenilor din Marele Oraș un miracol pentru ei să creadă și să atie. Rugăciunile lor vor fi răspunse. Înainte de acest eveniment în Arhanghelul Mihail din secolul XX a apărut în nord-vestul Spaniei. 18 iunie 1961 Arhanghelul Mihail a apărut la patru fete în Garabandal. De atunci, copiii au văzut multe fenomene teotocos și a transmis mesaje oamenilor. Deasupra satului Garabandal este un mic munte pe care un grup de pin create. Odată, au spus fetele, un înger cu un vas de aur ne-a apărut lângă pin. El ne-a spus să spunem o rugăciune, ar apoi a dat darurile sfinte. În 1962, doima îngerul a spus că Dumnezeu va face o minune pentru oameni, ca oamenii să creadă. Conchita Gonzalez, una dintre fetele de pe limbă, ar trebui să apară sfintele daruri în timpul împărtăirii, cu 15 zile înainte de minune. Toate va fi avertizat. 18 iunie oraul era plin de oameni, toată lumea a aștepta o minune. Și la miezul nopții Conchita a ieșit afară. A căzut în genunchi în mijlocul mulțimii și și-a fixat privirea spre cer. Și a scos limba și multe felinare erau îndreptate spre ea. Deodată, pe limbă apar sfintele daruri, care mai putea fi văzut pentru câteva minute. Comersant din Barcelona a făcut 79 de poze. Fenomenul a fost observat de multe persoane care sunt martori unui miracol. Link către poza din descriere.